Puțini sunt aceia care știu că din anul 2002, Arhiepiscopia Tomisului în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța au instaurat data de 21 mai, cea a pomenirii Sfinților Împărați Constantin și Elena, drept ziua ocrotitorilor municipiului Constanța. Cu acest prilej în plan spiritual la țărmul Mării Negre, Biserica Tomitană i-a cinstit pe acești apărători ai Ortodoxiei prin ample manifestări de credință. Ca prim reper al acestei prăznuiri, ne-am oprit într-un spațiu spiritual încărcat de semnificații sfinte, dar și istorice, Mănăstirea Sfânta Elena de la Mare, octitoria reginei Maria, întemeiată de familia regală, demolată de comuniști. 3 kilometri de la halta Mangalia Costinești. Nu prea simțim apă, nisip, pentru că aici, în această pustie a Dobrogei, maicile hărnicesc vegetație, grădini. La început erau doar 4 viețuitoare pe aceste meleaguri. Nu ar fi putut să ridice mănăstirea pe aceste locuri în care nu se găsește nici măcar apă de băut. A fost un semn pentru Maica Maria, care și-a vândut averea ca să înalțe chiliile și biserica. A fost sfințită prima dată în anul 1998 de înalt preasfințitul Lucian. Acum sunt 6 maici. Stareța, Maica Cipriana, a umblat pe la curțile duhovnicești ale părintelui Paisie Olaru și ale părintelui Cleopa. Să te rogi în alb și în aur înseamnă să te rogi în lumină, să transformi lumina exterioară în lumină interioară, lumina rugăciunii. Prima rugăciune este cea a Maicii Maria, ctitoriță contemporană nouă. Prima ctitorie s-a făcut în anul 1921, anul în care s-a născut regele Mihai. Atunci, regina Elena a donat pământul pentru construirea unui schid cu hramul Sfinții Împărați. Stăreție, paraclis, clopotniță pe stâlpi, fântâna cu numele reginei mame Elena pe ea. Așa era pomenită în analele episcopale tomitane de pe la începutul anilor 1934, când episcopul Gheronti al Constanței o recunoștea ca așezământ mănăstiresc modest. Comuniștii însă au desființat lăcașul. Acum e ceas de mare praznic pentru viețuitoarele de aici, dar și pentru fiii duhovnicești care le-au fost alături și la bine, dar și la greu. Bisericuța este împodobită după inima simplă și iubitoare a celor ce o îngrijesc. Și nu e fără temei bucuria oamenilor, căci după aproape un veac, ei sunt cei care au rectitorit așezământul monastic, ei sunt cei care și-au dat prin osul de jertfă și de dar pentru ca biserica, în toate sensurile acestui cuvânt, să se preînnoiască. Zidirea s-a întărit din temelii, s-a îmbrăcat în haină nouă, albă, ca de mireasa lui Hristos și pentru a doua oară în istoria ei și-a zugrăvit din nou chipul lumii celei sfinte a lui Dumnezeu. Marele praznic creștinesc, marele hram al cetății tomitane din inima bătrânului tărâm al Dobrogei, s-a plinit cu altă procesiune până la Biserica Sfinților Împărați Constantin și Elena, impozant monument de artă și de spiritualitate, clădit între anii 1919-1934. A fost sfințită chiar de către Patriarhul Miron Cristea. Preoții, diaconi, închinători în frunte cu vlădica locului, înalt preasfințitul Teodosie, au purces în procesiune cu moaștele sfinților locali, la care s-au adăugat recent cele ale Sfintei Împărătese Elena, și care ocrotesc de decenii pe locuitorii acestei cetăți de credință. Au purces, spuneam, într-o procesiune pe principalele străzi ale vechii cetăți, ca o reiterare parcă a primelor secole creștine. A fost un drum al sfințeniei, un drum al apropierii de sfinți. Steagurile, cădelnițele diaconilor care fumegau tot timpul aroma sfințeniei, atmosfera de rugăciune și de pioșenie, iată un tablou parcă desprins din acele trecute vremuri arhaice. Toți cei prezenți și-au pus speranța în sfinți și au venit să se roage pentru sănătatea lor și a familiei. Credincioșii au privegheat întreaga noapte lângă moaștele Sfintei Elena, depuse la Biserica Sfinții Împărați din Constanța. Alături de acestea au fost așezate și relicvele Sfinților Pantelimon, Epictet și Astion. În primul rând, este o zi sfântă, este și numele meu și numele nepoțelei mele și deci am venit la biserică pentru să ne rugăm pentru sănătate și pentru noroc, pentru reușită la examenul cea mică. Faptul că suntem și ele Costi, eu sunt Elena. Ce ai zis astăzi cu sfântul? Tot binele din lume, tot binele din lume. Sănătate, tot ce se poate, tot ce e mai bun. Pentru ambii copii.
Știți prin ce s-au făcut remarcați Sfinții Împărați Constantin și Elena ca ei să fie numiți de către Biserică Sfinți? În primul rând au descoperit crucea pe care a fost răstignit Mântuitorul. Împăratului Constantin s-a arătat crucea pe cer ca prin cruce să biruiască în lupte, în războaie, și astfel l-a biruit. Au construit o catedrală imensă pe locul unde s-a descoperit crucea, Sfânta Cruce. Importanța acestui așezământ a crescut mai ales atunci când, la data de 3 august 1941, din cauza unui bombardament aerian, altarul, catapeteasma cu icoanele și pictura actualei catedrale arhiepiscopale a Tomisului au fost avariate și parțial distruse. Aceasta a jucat preț de 6 luni rolul de catedrală. Nu poți trece prin Constanța fără să observi acest monument deosebit și să nu intri pentru o clipă să te reculegi. Reprezintă o dovadă a prețuirii Sfinților Împărați. Biserica se individualizează printre celelalte edificii de cult, printr-un ansamblu arhitectural aparte, prin singura turlă înaltă de 30 de metri, integrată în corpul bisericii. Mai este numită și Biserica Albă datorită catapetezmei, sculptată în marmură bogat ornamentată cu motive decorative vegetale, precum și a zidurilor acoperite la exterior pe mai mult de jumătate din înălțime, cu plăci din calcar. Această biserică are o situație specială. N-a fost construită de enoriași, ci tocmai de primărie. Iată, tot de autorități, așa cum Sfântul Împărat Constantin a construit, prin purtarea sa de grijă, mii de biserici în Imperiul Roman. Iată o biserică, am putea să spunem, de stat, și a devenit reședință episcopală în anumite momente. De aceea poartă acest simbol și este o biserică simbol a orașului nostru.